Haideți să aflăm împreună ce este Google Ads. Haideți să dăm drumul la screen sharing. O să încerc să vă explic cât mai simplu, cât mai basic ce este Google Ads, ce tipuri de campanii se fac pe această platformă și un pic mecanismul din spatele acestei platforme de advertising. În primul și în primul rând, haideți să ne gândim împreună la o definiție. Google Ads este o platformă de advertising, unde se plătește la click, adică este PPC, o platformă PPC, care înseamnă pay per click, adică plătești de fiecare dată când cineva dă click pe anunțul tău. Bun, mai departe, haideți să ne gândim ce tipuri de campanii există prin intermediul Google Ads și cum ne afișăm prin intermediul acestei platforme. O să aleg de aici altă culoare, haideți să punem cu albastru și o să punem aici tipuri de campanii. Bun. Avem mai întâi campaniile de tip search, care sunt cele mai folosite. Aceste campanii de tip search se afișează pe Google, pe motorul de căutare Google, conțin ad-uri de tip text. Ok. Și aduc cel mai calificat trafic. Trafic calificat. Bun, acum că suntem la tipurile de campanii, o să le prezint pe toate și după intrăm un pic în mecanismul din spatele fiecărei tip de campanii. Și avem o dată campaniile de tip search, avem după care campaniile de tip display, unde ne afișăm pe rețeaua display, Google Display Network, care prescurtat este GDN, poate ați mai auzit prin agenții, poate ați mai auzit prin alte webinarii, cursuri. Aici să modific un pic Google Search, deci ne afișăm pe Google Search, aici ne afișăm pe inventariuri Google Display Network, care sunt diverse website-uri, diverse apps, tot felul de placement-uri pe care Google le are în inventariul lor și se pot afișa ad-urile tale. Bun, aici sunt ad-uri de tip imagine. De tip imagine și anume acele banner. Bun, este și aici un trafic calificat, dar este ramificat în două. Avem odată un trafic mult mai mare, adică ne luăm volum și cu campaniile de display putem să facem campaniile de tip remarketing, pe care o să le trec aici cu 3 campanii de tip remarketing, unde noi ne afișăm cu anunțuri de tip imagine pentru vizitatorii site-ului nostru. Să dăm un exemplu, eu vizitez site-ul eMag, da? Mă uit la iPhone. Mă interesează noul model de iPhone. Mă uit la noul model de iPhone, dar decid să-l adaug în coș și să nu-l cumpăr. Ei bine, ce fac cei de la eMag? Eu intru într-o audiență care o să se cheme cei care au abandonat coșul. Din momentul acela, audiența aceea este targetată printr-o campanie de remarketing. Ce înseamnă asta? Eu dacă vizitez site-uri care se află în inventariul Google Display Network, precum Digi24, precum OLX, eMag o să-mi arate iPhone-ul pe care l-am adăugat în coș. O să-mi zică, hei Andrei, nu vrei să cumperi iPhone-ul ăsta? Uite, îți mai oferim și o husă la el. Îți mai oferim și un încărcător. Deci campaniile de remarketing cam asta fac. Reîmprospătează memoria clientului, potențialului client cu campania ta. Deci din remarketing ne vin automat, remarketing este un trafic calificat și
este mult mai ieftin. Mult mai ieftin. Asta este foarte important de ținut minte la campaniile de remarketing. Iar 4, mai avem și campaniile de tip video și aici sunt clasicele YouTube Ads. La campaniile de tip video avem anunțurile pe YouTube, deci avem o dată, ne afișăm pe YouTube. Sunt ad-uri de tip video, dar și imagine. Ne putem afișa și cu imagini, cu bannere pe YouTube. Sunt de obicei sub video, mai sunt acele rollout-uri, acele bannere orizontale care apar în timpul videourului. Ok, și aici avem, sunt mai mult, campaniile de video nu prea sunt pentru conversii. Îți iese și de aici un trafic mai calificat, dar este foarte folosit pentru awareness, să facem reclamă cât mai mare dacă avem un produs nou pe care vrem să-l afișăm. Haideți să vedem împreună cum arată aceste tipuri de ad-uri. Deci aici avem ad-urile de tip search. Bun, am căutat cum vă cheie pe Google. Am căutat Pizza București. Îmi este foamea, am poftă de pizza. Am căutat Pizza București, iar aici văd eu toate ad-urile. Vedeți? Ad. Aici sunt ad-urile de tip text. Avem acest ad copy, se cheamă, și aici avem niște extensii. Adică astea ne duc pe site-urile Presto Pizza. Bun, aici avem o campanie de tip display. Și aici sunt bannerele. Avem un banner de la Banca Transilvania și avem un banner de la Orange. Astea pur și simplu putem să ne gândim că am vizitat site-ul Orange, am pus în coș Samsung Galaxy J3, nu mi-a plăcut, iar ei după mă targetează pe acest website care face parte din inventariul Google. Mai departe avem ad-ul de tip YouTube, un ad video, bănuiesc că le știți foarte bine, le și dați skip, bănuiesc de foarte multe ori. Aici ne apare că este ad, aici ne duce site-ul și aici ne arată titlul anunțului. În mare parte, aceste ad-uri sunt pentru awareness. Dacă v-a plăcut, nu uitați, subscribe, comentariu, iar până data viitoare vă urez spor la vânzări!